Sunt foarte multe probleme pe care le putem enumera în domeniul educației, științei și în domeniul educării patriotismului. De asemenea, în prezent, avem amenințări asupra Republicii Moldova. În cadrul forumului au fost discutate mai multe probleme, cum ar fi educația, cultura, credința, asupra cărora societatea trebuie să țină cont. Chiar și factorul extern, de asemenea, a fost pus în discuție, iar participanții au venit și cu propuneri către guvernanți. Eu aș vrea să rog să discute mai mult cu cetățenii, să caute sfaturi din partea oamenilor. Acordul de asociere cu Uniunea Europeană trebuie să fie discutat cu cetățenii, să vedem care sunt beneficiile și să comparăm dacă aceste beneficii acoperă în totalitate urmările negative pe care le putem avea, la fel cum le-a avut Ucraina. Forumul din acest an este dedicat celei de-a 655-a aniversări a statalității moldovenești și are drept obiectiv dezvoltarea tineretului și implicarea lor în diferite domenii. Însă, așa cum suntem în secolul 21, dezvoltarea tehnologiei informaționale este o rampă prin care tinerii se pot lansa. Desigur, noi considerăm că astăzi este necesar să dezvoltăm patriotismul. Țara în care tineretul acordă mai puțin atenție patriotismului, atunci nu este o țară puternică. Noi vrem să construim o țară puternică, unde va fi un nivel înalt de trai și pentru aceasta patriotismul este un factor important. Activ tineri care au venit cu propuneri și idei concrete de dezvoltare au primit diplome. Alături de ei, pentru a încuraja, au fost și formația Lume, care au animat evenimentul. Tatiana Ghirța, Victor Duduc, Oleg Arabagi pentru știrile 21. Шел грузовой поезд. Venea un marfar și din cauza unghiului de vizibilitate redus l-am observat când deja era aproape și de sub un vagon ieșea mult praf. Când am văzut lucrul acesta am frânat de urgență, iar mai apoi nu am mai văzut nimic din cauza prafului. Potrivit ultimelor informații oferite de către Ministerul pentru Situații Excepționale al Federației Ruse, în urma accidentului 5 persoane au decedat, dintre care 2 sunt moldoveni, iar peste 40 sunt rănite. 19 persoane rănite grav, printre care și un copil, sunt internate în spitalele din orașele Narofo, Minsk și Moscova. Persoanele decedate au fost duse la morga centrală din capitala Rusiei. Presa locală a făcut publică lista persoanelor internate în spitale. Printre acestea se află și cetățeni ai Republicii Moldova. Informația referitoare la cetățenia persoanelor implicate în accident încă se verifică, iar mai multe informații vor fi la Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene. Am fost și eu acolo și am văzut circa 5 persoane decedate, însă de cealaltă parte erau mai mulți oameni care și-au pierdut viața. Conductorii spuneau că sunt 9 la număr. Cei care erau grav răniți erau transportați cu elicopterele. Procuratura de la Moscova a deschis un dosar penal privind accidentul feroviar care s-a produs pe linia Moscova-Chișinău. Potrivit șefului Serviciului de Presă al Ministerului pentru Situații Excepționale din Moscova, Oleg Voronov, în momentul producerii accidentului în tren se aflau până la 400 de persoane. Accidentul feroviar produs în apropiere de Moscova ar putea fi provocat de o defecțiune la sistemul de frânare al marfarului, poziționarea incorrectă a căii ferate sau din cauza neatenției membrilor locomotivei marfarului. Trenul care a provocat accidentul aparține centrului ucrainean de stat pentru servicii de transport și urma să ajungă în România. Ion Ghimpu, Pavel Voscoboi pentru știrile 21.
ultima lună, volumul operațiilor cu rubla rusească la casele de schimb valutar din Moldova a crescut cu mai mult de o treime. Dacă în luna aprilie o rublă costa 36 de bani, iată că în prezent aceasta este de 39. Care este cauza acestor schimbări, am aflat de la experții economici. Împotriva Rusiei au fost impuse sancțiuni, iată de ce în prezent rubla nu este cea mai sigură valută. Cei care își păstrează economiile în valute străine încearcă să scape de ele. Cu toate acestea, creșterea tranzacției de schimb a rublei rusești nu înseamnă nimic pentru macroeconomia țării. Mult mai importante sunt relațiile dintre Rusia cu alte state. În acest an a avut loc un colaps al remitențelor din Rusia din două motive. Primul, a fost finalizată construcția orașului Sochi și al doilea, Federația Rusă a introdus reguli noi pentru migranți. Astfel a scăzut foarte mult transferul rublelor rusești din Rusia. Din spusele expertului, două treimi din transferurile bănești vin din Rusia. Comparativ cu anul trecut, veniturile din cumpărarea rublei rusești au scăzut cu 20%, toate acestea având un impact negativ asupra economiei noastre. Mai optimiste s-au dovedit a fi datele unui alt expert economic, care susține că sancțiunile impuse Rusiei este doar un simplu motiv pentru a vedea situația altfel, nimic mai mult. Pasul pe care l-a făcut Rusia, însemnarea unui contract de 10 de miliarde de dolari cu China pentru livrarea gazelor naturale, pune capăt oricăror presiuni și sancțiuni asupra Rusiei. Federația Rusă se simte sigură, de aici vine și îmbunătățirea poziției rublei rusești. Cererea sporită a rublei rusești la casele de schimb valutar din țară se datorează exclusiv proceselor ce se petrec la nivel global. Внутренние наши, может быть, спекуляции бессмысленно проводить валютным спекулянцам с рублем. Speculațiile ce au loc în țară nu au niciun sens. Creșterea cererii rublei rusești pe piața internă se datorează faptului că oamenii au crezut în faptul că situația financiară și economică nu s-a schimbat. Aslabit economic și financiar Rusia a потерпели полный провал. Potrivit expertului, în viitorul apropiat nu va avea loc nicio problemă economică sau politică. Precizăm că rubla rusească pare că se stabilizează în legătură cu Forumul Economic Internațional din Sankt Petersburg. Forumul va avea loc în perioada 22-24 mai. Experții nu exclud că Federația Rusă se semneze unele contracte importante. Tatiana Gherța, Ecaterina Cojuhar, Victor Duduc, Oleg Arabagi pentru Știrile 21. Festivalul Internațional de Poezie Grigori Vieru a adunat toată elita literaturii din țară, dar și de peste hotare. La eveniment au fost invitați autori din Macedonia și Italia, care au tradus opera lui Vieru, dar și colegii de breaslă care i-au încurajat creația. Vieru a fost acest om care ne-a întors cu fața spre sufletul, spre averile noastre, spre trecut, spre limbă, spre sentimentele noastre sfinte, spre mama, spre tot ce e frumos, că altfel n-are rost să trăiești pe lumea asta. De multe ori am impresia că Grigore Vieru era atât de modest încât a mers mereu în vârful degetelor, parcă nedorind să deranjeze, parcă n-ar fi vrut să ne spună că am avut norocul să-i fim contemporani. Poetul Grigore Vieru, care a făcut parte din generația de aur a literaturii române și moldovenești, cel mai mult a fost iubit de copii. Așa că, tradițional, micuții au participat și ei la festival, fiecare din ei recitând o poezie. Eu sunt mic, rămân acasă, vreau să plâng că nu mă lasă și mi-aduce mama mie mere mari, o farfurie. Însă ce să fac cu ele? Fie chiar să-mi dea și o poală. Eu vreau două mere, dar să le mănânc la școală. Mie mi-a fost ca un tată. Eu știu că el s-a născut în 1935 și a decedat în 2009. Bună ziua, fulgilor, albinuța, alarma. Îți plac aceste poezii? Foarte mult. Versurile poetului au fost îndrăgite și de către interpreți, așa că foarte multe poezii au devenit șlagăre. Grigore Vieru
poet al neamului, poet care ne-a călăuzit limba și a făcut-o mai frumoasă și mai senină. A fost și va rămâne pilonul de rezistență al culturii naționale. Se zice că un popor rămâne în istorie prin valorile pe care le creează, iar creația lui Vieru este o valoare pe care nouă nu ne rămâne decât să o păstrăm cu sfințenie. În jur se vor strânge râurile lumei, slăvind prea adânce numele Mumei. Tatiana Gherț, Alexandru Smirnov, Igor Seranov pentru știrile 21. Reprezentantul de la Chișinău a susținut că sunt deja confirmările din partea tuturor participanților în formatul 5+2 pentru ca negocierile să aibă loc cât mai curând. În cadrul acestei runde, participanții își propun să continue discuțiile anterioare asupra subiectelor propuse în agendă. Evident că agenda trebuie să fie o continuitate sau elementele care vor fi incluse în agendă trebuie să reprezinte o continuitate a discuțiilor pe care le-am avut anterior. Un punct principal este menținerea agendei cu cele trei coșuri convenționale pe care le cunoașteți. Trei coșuri care înseamnă aspecte social-economice, aspecte juridice umanitare și coșul 3 cu aspecte politice, instituționale și de securitate. De cealaltă parte, reprezentantul OSCE a declarat că misiunea lui este de a menține un echilibru și crearea unei atmosfere bune pentru negocieri, totodată făcând trimitere la situația de regiune, a îndemnat participanții să fie concentrați asupra problemei puse în discuții și nu altele. Sarcina mea ca și reprezentant al OSCE aici în Moldova este crearea unei atmosfere bune pentru discuțiile noastre și pentru negocieri și așa voi face. Voi vorbi cu toți participanții în formatul 5+2 ca să fie constructive și să ajute la căutarea unor soluții bune pentru problemele pe care le avem. Este ușor să spui, dar mai greu de realizat, probabil, și eu voi veni cu un îndemn către toți participanții la acest proces să fie cât mai concentrați anume pe problema noastră. De asemenea, în cadrul conferinței, Karpov a susținut că semnarea acordului de asociere între Republica Moldova și Uniunea Europeană va fi discutat, asta deoarece unul din mediatori este Uniunea Europeană. Noul regim comercial care urmează să fie instituit de către Republica Moldova și Uniunea Europeană nu este îndreptat împotriva cărorva companii, că sunt de pe malul drept, că sunt de pe malul stâng. Acest aspect trebuie privit nu atât politic, cât unul de beneficii economice care pot fi aduse companiilor și, în ultimul rând, populației de pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Desigur, este prea devreme de spus, însă noi încercăm să găsim căi de soluționare a acestei probleme. Toți suntem interesați ca agenții economici și companiile din Transnistria să fie de asemenea incluși în acest proces pentru a beneficia de oportunitățile acordului. Amintim că runda de negocieri în formatul 5+2 urma să aibă loc la începutul lunii aprilie, însă Regiunea Transnistreană a refuzat să participe în cadrul negocierilor, deoarece nu erau de acord cu poziția Chișinăului. După runda de negocieri de la Viena, discuțiile vor continua în cadrul conferinței bavareze, ce va avea loc la München în perioada 9-12 iunie. Tatiana Gherța, Victor Duduc, Igor Seranov pentru știrile 21. Conferința a început cu atacul asupra guvernanților care nu doresc să financeze autonomia. Ca exemplu, Bașcanul Găgăuziei a dus fondul rutier, din care au fost predestinați bani pentru reconstrucția drumurilor pentru 706 regiuni, dintre care doar 5 sunt în Găgăuzia. Un cinism aparte este faptul că banii sunt repartizați în unele regiuni pentru anumite partide, adică pentru oamenii lor, provocând tensiuni între primarii din alte orașe. Aceștia din urmă mă întreabă pe mine de ce nu cer să fie stabilite unele criterii clare de repartizare a fondului rutier. Bașcanul Găgăuziei a criticat dur modul în care sunt făcute lucrările de reparație a drumurilor, menționând că banii sunt redirecționați în scopuri partinice. Nimic nu este clar. O mașină a fost utilizată pentru construcția drumurilor sau 100 au fost înlăturate din listă pentru ca ulterior să fie folosite în campanie electorală. Schema de alocarea fondului rutier nu este clară. În cea de-a doua parte a conferinței, Formuzal a susținut că președintele Raionului Vulcănești i-ar fi găurit pneurile de la mașina de serviciu, isprava fiind înregistrată de camera de la bordul mașinii. Potrivit Bașcanului, incidentul ar putea fi văzut ca pe o avertizare asupra securității sale.
и терроризм это можно рассматривать. Acest lucru poate fi văzut ca un atac terorist și ca o încălcare a proprietății de stat. Deja a venit și factura în care este specificat cât îi va costa pe contribuabil. Cu toate acestea, Ministerul Afacerilor Interne nu a întreprins nicio măsură. Никаких мер МВД не приняло. Mihail Formuzal a anunțat că mâine va avea loc o reuniune specială în cadrul adunării populare pentru a fi luate măsuri menite să consolideze securitatea în regiune. Potrivit lui, acest caz ar putea duce la destabilizarea situației în Găgăuzia. Fiind prezent în cadrul conferinței, președintele Raionului Vulcănești, Serghei Cernev, a recunoscut că în filmulețul video apare el. Totodată a adus acuzații puternice împotriva Bașcanului. În replică, Formuzal a declarat că se pare că arma politicii de astăzi este un alta pentru găurit folosită de cizmari. Declarația bașcanului Găgăuziei Mihail Formuzal vorbește despre faptul că lupta electorală a început deja, înainte de a fi stabilită data alegerilor parlamentare. Despre acest lucru ne-a vorbit președintele de onoare al Partidului Democrat, Dumitru Deiacov. Eu înțeleg că acolo de asemenea vor avea loc alegerile pentru a fi stabilit Bașcanul și înțeleg că în regiune este concurență. Însă funcția Bașcanului este anume de a forma o atmosferă normală, o colaborare între toate forțele politice din regiune și să găsească un numitor comun. Tatiana Gherță, Caterina Cojuhar, Alexandru Smirnov, Igor Seiranov pentru știrile 21. Я на завтра подготовил заявление в СИП, в прокуратуру, понимая, что реакции никакой не будет. Pentru mâine am pregătit o plângere la SIS și procuratură și înțeleg că nu va fi nicio reacție, dar din informațiile sigure pe care le dețin, au pregătit mai multe înscenări. Au găsit 4 studente care trebuie să intre în contact cu mine ca mai apoi să facă plângeri precum că au fost violate. A doua operațiune constă în faptul că câteva persoane trebuie să-mi pună în mâncare și în băutură niște picături ca mai apoi polițiștii să mă oprească pur și simplu în stradă, să observe irisul ochilor și să mă conducă la centrul de narcologie, unde să-mi fie luate analize de sânge și să se depisteze că folosesc substanțe narcotice. Deci, au decis să mă facă drogat. Trebuie să arăt că eu folosesc narcotice. Deci, m-au decis să mă facă narcoman. Președintele Republicii Cehe, Miloš Zeman, a fost întâmpinat la reședința de stat de către Nicolae Timofti cu pâine, sare și vin. Cei doi șefi de stat au purtat discuții tete-a-tete, după care au luat parte la convorbirile oficiale cu participarea membrilor celor două delegații. Ulterior, la reședința de stat au fost semnate două acorduri de colaborare bilaterală. Astăzi am avut un dialog temeinic cu președintele Zeman. Am abordat relațiile bilaterale, care sunt dinamice și diverse, extinse pe numeroase domenii de interes comun, între care cel politic și cel economic. Ne dorim să valorificăm potențialul comercial care există în relațiile noastre. Am discutat cu domnul președinte despre regulile Uniunii Europene privind împărțirea regională. Am căzut de acord că fiecare țară are nevoie de descentralizare. Pe parcursul vizitei, președintele Cehiei are întrevederi și cu președintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Corman, cu prim-ministrul Republicii Moldova, Iurie Leancă și cu liderul Partidului Comuniștilor din Republica Moldova, Vladimir Voronin. Miloš Zeman își exercită funcția de președinte al Republicii Cehe din martie 2013. Maria Ișanu, Pavel Voscoboi pentru știrile 21. Iată de ce pentru noi este foarte importantă o zi a culturii slavone pentru toți vorbitorii de limbă rusă din țară, pentru că astfel le reamintim tuturor că limba noastră este încă vie și că noi vom vorbi în această limbă. Principalul organizator al zilelor limbii slavone a devenit Biroul Relații Interetnice în colaborare cu comunitatea rusească din Republica Moldova. Din spusele Ludmilei Lașenco, organizatorul
organizarea acestei sărbători nu are tangență cu politica. Cu toate acestea, discuțiile sunt purtate și pe subiectele sociale. Zilele culturii și a limbii slavone ne demonstrează încă o dată că fără limba rusă nu ne va fi ușor. Noi vom încerca să îi menținem statutul și să o păstrăm cât mai mult. Sper ca parlamentarii să voteze un proiect prin care vor susține educația pentru cetățenii Republicii Moldova. Dar este posibil oare acest lucru fără limba rusă? Răspunsul probabil îl cunoaște și un copil. Organizatorii au remarcat faptul că toate manifestațiile sunt dedicate nu doar pentru vorbitorii de limba rusă, ci și pentru toți cetățenii acestei țări multinaționale. Tatiana Gherțe, Caterina Cojuhar, Victor Duduc, Igor Seranov pentru Știrile 21. Troleibuzele au sistem de condiționare, sunt ecologice, econome și sunt dotate cu scară care asigură accesul în transport a persoanelor în etate și a celor în scaune cu rotile. Premierul le-a mulțumit partenerilor de dezvoltare pentru modernizarea transportului public din Bălți. Banii care au venit aici, așa după cum spunea domnul primar, o parte este un împrumut, credit, pe care într-adevăr va trebui să-l achităm înapoi, dar o parte foarte bună sunt banii oferiți nouă gratis. Mai bine de 1 milion și ceva de euro sunt bani gratis. Este o contribuție din partea cetățenilor europeni. Din taxele plătite de ei, iată astăzi noi putem beneficia de astfel de proiecte. Șeful oficiului Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare la Chișinău, Giulia Otto, a menționat că acest proiect va îmbunătăți calitatea vieții locuitorilor din Bălți. Прибытие этих замечательных троллейбусов, новых троллейбусов в город Бельц, которые, я очень надеюсь, помогут сделать вашу повседневную жизнь более комфортной и удобной. Мне очень приятно также, что эти троллейбусы не только, надеюсь, будут для вас удобные и красивые, они также помогут сберегать электроэнергию, потому что основаны на более современной технологии. Pentru achiziționarea troleibuzelor, Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare a oferit un împrumut în valoare de 3 milioane de euro, iar Uniunea Europeană un grant de 1,6 milioane de euro. Ion Ghimpu, Pavel Voscoboi, pentru Știrile 21. La bordul avionului au mai fost și alte 30 de persoane, dintre care apropiați ai victimelor și reprezentanți ai serviciilor și instituțiilor de stat care au perfectat toate procedurile de repatriere. Pe pista de aterizare, aceștia au fost întâmpinați de psihologii Serviciului Situațiilor Excepționale, care au acordat asistența necesară. Reprezentanții ai Ministerului Transportului au organizat transportarea cadavrelor de la Aeroportul Internațional Chișinău până în localitățile unde urmează a fi înmormântate. Cele 6 victime sunt originare din raioanele Bălți, Ungheni, Râșcani, Fălești, Glodeni și orașul Jitomir din Ucraina. În multe liste, numele victimelor erau dublate, adică aceleași nume de familie figurau și în listele de la morgă și în cele din spitale. De aceea, rolul nostru a fost de a identifica corect numele persoanelor decedate. La momentul actual, în spitalele rusești, rămân a fi internați 19 moldoveni răniți. Amintim că viceprim-ministrul rus, Olga Golodeț, a declarat că familiile persoanelor decedate în urma coliziunii celor două trenuri în Federația Rusă vor primi câte 2 milioane de ruble, aproximativ 800 de mii de lei, în calitate de despăgubiri morale. În urma coliziunii trenurilor în apropierea Moscovei, care a avut loc la 20 mai, 6 moldoveni au decedat, iar alte 45 de persoane au fost rănite. Ion Ghimpu, Igor Seiranov pentru Știrile 21. În debutul ședinței, președintele Parlamentului a venit cu o noutate neașteptată. Dacă până acum 8 deputați comuniști au părăsit fracțiunea, iată că de această dată una din cele mai importante figuri politice a decis să părăsească partidul. Vă aduc la cunoștință că în dimineața acestei zile a parvenit o cerere în care sunt anunțat că începând cu ziua de azi, 23 mai, își depune mandatul de deputat domnul Marc Tkaciuc. Liderul PCRM Vladimir Voronin a răspuns provocării însă într-un mod neobișnuit. Da, Vladimir Voronin. Eu aș dori
Că așa se procedeze și toți acei trădători care au plecat din fracțiunea noastră. Acesta este un exemplu care trebuie de urmat. Mulțumesc. Cererea urmează să fie transmisă Comisiei Juridice pentru toate procedurile de rigoare. Tatiana Gherța, Igor Seranov, pentru Știrile 21. Plecarea lui Tkaciuc este, pe de o parte, un indicator că am putea asista în viitor la o alianță de centru-stânga între PCRM și PD, o alianță în care, evident, că Partidul Democrat și Plahotniuc, Vlad, vor avea un rol foarte important, vor avea rolul primordial, da? Iar PCRM va fi ca un fel de, dacă vreți, partid de mâna a doua. În spatele acestei decizii se află un oligarh care în ultima vreme a organizat o campanie mediatică foarte largă contra lui Marc Tkaciuc. Fiindcă anume Tkaciuc se împotrivea deci alianței PCRM cu Partidul Democrat. Iar deci el este de mai mult timp, de vreo jumătate de ani, este demonizat, este anatemizat, dacă vreți, și expus într-o lumină nefastă. Cred că plecarea lui Tkaciuc din Parlament ține de un conflict cu Vladimir Voronin. Tkaciuc nu este genul de om care stă în spatele cuiva. Da, poate au fost câteva presiuni asupra lui din partea cuiva, dar cred că este un om destul de înțelept și dacă a luat o astfel de decizie, primul cu care s-a sfătuit a fost el însuși. Я не стеснялся никогда говорить о том, что я был воспитан своими родителями, получил правильное образование, вырос на нормальных традициях. Тогда с бородой на Евровидение никого не выпускали, если. Этот день стал днем поистине со слезами на глазах. Первыми, кого Рената Усатый поздравил с Днем города, стали ветераны Великой Отечественной. Кто, как отметил молодой политик, сделал все, что мог для продолжения жизни на этой земле. Об этих людях надо помнить не только в День Великой Победы, заявил Рената Усатый, вручая им цветы и финансовую помощь. Как безжалостно сегодняшнее время, сделавшее этот искренний человеческий жест гражданским подвигом. Новое поколение жителей Фалешт – тоже гордость этого города. Здесь работает клуб кикбоксинга, почетным президентом которого является Рената Усатый. Юные спортсмены, чья форма украшена уже медалями международных турниров, получили от политика по 2000 леев каждый и обещание построить несколько спортивных комплексов в городе. Более того, обучение в политехническом университете 15 выпускников школы-лицея Фалешт будет оплачено Рената Усатым. Я говорил про нормальные традиции. И я вырос на, ну погоди, на Чебурашках, но вы знаете, мы выросли нормальными детьми. Мы зато никогда не стреляли в школьников, не стреляли в учителей, так как это происходит в других государствах, которые говорят о том, что у них лучше, чем у нас. Поэтому я, к сожалению, в Молдове не нашел Чебурашек, нашел одного. Но из Москвы мне вчера привезли, ребят, поэтому вам как память о сегодняшнем турнире, о нашей встрече, каждому по Чебурашке, потому что это правильные игрушки, и на таких игрушках вырастают правильные дети. Искренность и открытость Рената Усатого никого не оставляла равнодушным. Росло количество гостей праздника, и когда его организатор передал микрофон народной любимице Софии Ротару, главная улица города, ставшая в этот день концертной площадкой, взорвалась громом аплодисментов. Я горжусь тем, что после очень длинного перерыва в Молдове через 15 лет, или даже 17, она приехала специально для вас. Она приехала в город Фалешты. Под ваши бурные аплодисменты. София Ротару! Я стану я.
Следует отметить, что приглашенные звезды не заявляли о глубоких чувствах, которые они испытывают к человеку, организовавшего их выступление в родном для него городе. Искренним уважением и дружеской любовью к уроженцу небольшого молдавского города Фалешты пропитаны были каждый жест, каждое слово, каждая песня, звучавшая с этой сцены. Даже эти кадры, снятые украдкой, несмотря на строгий запрет звезды, в Кишиневском международном аэропорту говорят об этом. Так в гости прилетают только к самым близким друзьям. Делать подарки – дело, оказывается, заразительное. Сменивший Софию Ротару на этой грандиозной концертной сцене под открытым небом Дмитрий Маликов не удержался от душевного порыва и сделал свой вклад в культурное обогащение жителей Фалешт. Дед, вот прямо перед тобой. Да. Вот она здесь. А, вижу. Дима. Да. Да, не отпускаю тебя. Ты знаешь, я хочу сказать, что вот очень многие здесь пришли с детишками, с маленькими, да? И наверняка многие дети тоже интересуются, увлекаются музыкой. И у меня есть такая программа, которая называется «Уроки музыки», которую я специально даю детям. Поэтому, если ты не возражаешь, мы организуем, мы с удовольствием сделаем такой вот урок, мастер-класс здесь, в этом городе, как-нибудь, ну, летом или осенью. Хотим, чтобы я расскажу, как важно заниматься музыкой. Я буду играть с детишками в четыре руки, и они получат удовольствие и получат большой тоже заряд бодрости и энергии. Полностью. Весь район приветствует тебя, поддерживает идею. Тем более, что благодаря тебе мы в Молдову привезем нормальное Евровидение. Да, да уж, да. Всем матерям Молдовы посвятил Дмитрий Маликов одну из своих песен. Своей матери я посвящаю этот танец и каждый свой день, говорил в этот вечер некогда простой фалешский мальчишка, а сегодня уже состоявшийся взрослый человек, искренне желающий счастья каждому, кто живет под небом его страны. Это уже стало традицией – завершать выступление звезд песней единомышленников. И пусть она звучала над фалештами не так виртуозно, как песни Софии Ротару и Дмитрия Маликова, в ней не было ни капли фальши. Наш гимн, с которым мы идем по стране, который мы все страну разбудим. Ребят, вы там готовы? Поехали! Завершился концерт грандиозным фейерверком, таким светлым и торжественным. Ночное небо Фалешт не было еще никогда. Станислав Вышга, Александр Смирнов, Павел Воскобой. Ведомости.